Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am remarcat, am găsit în online o discuție pe un grup de părinți undeva pe Facebook apropo de cum e cheltuită și de către cine alocația copiilor. Așa. Și i-am întrebat pe colegii, Luca, Zav, Adi, toți cu copiii, ce fac cu alocații. E nenorocire. Dar înainte de asta, să vă zic numărul de telefon. Adi vă așteaptă în dimineața asta la telefon 037-2069-599. Voi, ca părinți care sunteți pe frecvență, lăsați alocația copiilor sau îi jecmăniți, le luați banii și cheltuiți voi în numele lor, că ei nu se pricep și dau banii pe prostii. Nu? Deci, și ce le spuneți? Cum le explicați când le luați banii lor? Ce le ziceți? 0372-069-599. Hai să vedem dacă sună cineva dimineața asta. O mai... Băi, ne ascultă cineva, este zi liberă. Ne ascultă, că am primit mesaje și da? Ne ascultă. Bun. Și un ascultă moment lui. Bun, că acum copiii sunt în vacanță. Și dorm toți. Uh-huh. Și putem vorbi deschis. Uite, eu da. Să fiu cel mai deschis. Copilul nu știe care alocație. Nu știe care alocație. Fiți atenți. Deci, discuția de pe ce grupul respectiv începe cu o afirmație inflamatoare. Cineva zice așa. Inflamatorie. Inflamatorie. Exact. Părinții care iau alocațiile copiilor ar fi niște nesimțiți, zice cineva. Uh-huh. Niște nesimțiți. Așa e. A, dacă le iei... Dacă le iei, da. Dacă și le iei, da. Oamenii răspund. Zice cineva, se simte intimidat. Spune, eu de mult îi las alocația și bursa fetei. Are grijă de ea și cumpără tot ce are nevoie, la școală sau prin mall. Decât să-i tot dau 10-20 de lei tot timpul, acum fiecare face cum consideră. Nici pe mine nu mă dau bani afară din casă, dar cred că o motivează să învețe bine ca să aibă banii de bursă. Are asta 16 da. Ani. Uh-huh. Altul spune, eu, spune domnul acesta, eu nu-mi permit să-i dau fetei mele în vârstă de 10 ani să cheltuie cum consideră de cuvință acei bani. Și nu pentru că sunt nesimțite, zice doamna, ci pentru că alimentele sunt foarte scumpe, mai ales că încercăm să cumpărăm produse cât mai proaspete și sănătoase. Nu-mi permit să-i cumpăr haine de firmă, uneori împrumută lucruri de la mine, din fericire ne potrivim la haine. Am grijă să nu-i lipsească nimic. Cu tot respectul, nu sunt nesimțită, doar săracă, cum ar spune soțul meu. Și astăzi am aflat că și noi suntem săraci. Domnul Luca și domnul Atidudor iau banii copiilor. Ce faci tu, mă, cu banul copilului? Eu nu le iau banii. Dar unde sunt banii lor? Ei se varsă într-un fond. Care nu e al lor. Nu că nu e al lor, la care nu au acces. Deocamdată, păi bun, pentru puțin. Că sunt minori. Stai puțin, și se păstrează banii respectivi? Da. A, deci nu te-ai atins de niciodată. Nu, băi, băi mincinosul. Și bursa lui Ștefan. Copilul. În primul rând, maică-sa gestionează asta. Eu nu mă pricep să umblu cu contul. Pe maică-sa. Eu de-abia am un card, am ca... Oamenii simpli, un card cu care mă duc și scot cash. Da. Da. Hai să vorbim cu Daniel. Băi, băiatule, lasă-i, bă, banii copilului. Sunt 240 de lei și de fes. Câți mici mănânci de bani e aia. Daniel, bună dimineața. Salut, băi. Salut, zile, cum faci? Păi, pur și simplu, îl responsabilizăm încă de pe acum să știe ce înseamnă cheltuielile familiale. Adică el... Ce vrei să luăm de banii aia? Îl pui la întreținere. Nu l-am deținut. Hai că mergem la cumpărături. Mergem cu noi și în loc de jucării spunem, tati, ce preferi să luăm? Da. Aia sau aia? Da. Vrei, vrei să mănânci sau vrei să mănânci? Dulciuri, jucării, deci, la ce renunțează? Putem lua ce avem nevoie. Aole, săracul de el, de ce îl traumatizezi de mic? Adică tu ești cu el la magazin și vrei dulciuri? Nu. Ne trebuie să luăm niște salam. Da. Bine. Mulțumim, Daniel. Mersi. Uite, e și Dana cu noi. Bună dimineața. Bună, Dana. Dana. Bună dimineața. Bună, Dana. Cum faci? Eu i-am strâns banii. Am avut un portofel. Da. Unde am pus acolo lună de lună bănuții. Până când ai avut nevoie de ei. Adică ai scos banii de alocație și i-ai pus fizic într-un portofel. Nu i-am scos, pentru că nu i-am pus într-un cont, pentru că fata mea mai are o lună și face 18 ani. Ok. I-am primit fizic, da, în mânuță și i-am pus în acel portofel. Bine, am mai pus și eu când s-am mai putut și am deschis cont și i-am pus acolo. Bine, am mai pus și eu între timp ceva. Și s-au strâns de 2 milioane lei noi. Ei, când s-au strâns acolo, nu contează, sunt ai ei. Bravo. Și când va fi pe picioarele ei, cine știe la ce îi vor trebui. Uh-huh. Așa am considerat eu. Da, e o idee foarte bună asta și dacă vreți acum să vorbim serios... Decât să puneți banii ăștia deoparte să-i roade inflația, adică să-i puneți pur și simplu să stea într-un cont. Asta e, mănâncă inflația. Să
sau să-și cumpere, mă rog, poți să-i lași să-și cumpere el ce vrea el, că în fond sunt banii lui, prostii, să-i rosească banii și, sau să le duci, să-l înveți cum să cheltuiască banii ăștia în interesul lui, nu doar pentru distracție. Dar vedeți că sunt fiecare bancă, știu că asta e foarte nepopular, dar fiecare bancă are oameni care pot vorbi cu voi și vă pot da sfaturi unde puteți să investiți o sumă mică, 200 sau 300 sau 500 de lei pe lună, dintre care jumătate sunt banii copiilor, timp de 20 de ani, într-un fond care are garanții foarte puternice și care vă va aduce, sau îi va aduce copilul respectiv, bani foarte buni când va ajunge la 18 ani. Adică economisirea asta pe lungă durată și investirea într-un, chiar și într-un indice bursier, pe termen lung, este întotdeauna câștigătoare. Mihai, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Bună! Salut, băieți! Salut! Eu vreau să vă spun în felul următor. Eu lucrez pe undeva pe afară, e, o panoramă de 3 tone jumate, da, dar de fiecare dată alocația copilului meu și economisește ea. Ea face ce vrea cu banii ei, uneori o împrumută și pe maică-sa când sunt eu plecat și nu pot să mai trimit, dar de fiecare dată când ajung acasă, tati, cât datorie are mami la tine? Și atunci îi schimb în euro și alocația copilului meu rămâne în euro. Da, o idee foarte bună. Să știți că, de fapt, cred că cea mai bună investiție este în educația financiară a copilului, adică să folosiți banii ăștia pur și simplu ca un argument de educație financiară. Că el va trebui la un moment dat să înceapă să lucreze cu bani, să înțeleagă la ce folosesc și cum pot fi folosiți și cum pot fi și pierduți și irosiți și cum se poate câștiga de pe urma lor. Și cred că ăsta este lucrul cel mai bun care poate fi făcut. Dacă îi țineți, băi, Luca și voi, atunci copilul săracul, el ce face? O să stea cu mâna întinsă toată viața. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.